Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre criza energetică. Încercăm să vedem cât e de gravă situația și ce soluții există. Mai ales ce soluții există. Vom avea sau nu gaz în această iarnă? Dați-mi voie să îl salut pe președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, domnul Vadim Ceban, care este în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Și în studio sunt experții în energetică, domnul Sergiu Tofilat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Victor Parlicov. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Așadar, întrucât ținem cont de condițiile pandemiei, de faptul că spațiul nostru este destul de limitat, am ales să desfășurăm astfel emisiunea din această seară, dar avem promisiunea domnului Ceban că rămâne cu noi până la sfârșitul emisiunii. Este o contribuție extrem de importantă, domnule Ceban, pentru că de la dumneavoastră ne așteptăm să aflăm în această seară cele mai importante răspunsuri. Simțiți-vă liberi să interacționați, să interveniți cu întrebări. Domnule Ceban, să interveniți cu reacții în momentul în care veți considera de cuvință. Această emisiune a fost structurată în trei părți. În primul rând, vrem să vedem care este situația, cum am ajuns aici, de ce am ajuns aici. Ulterior, să vedem care sunt soluțiile, alternative, dacă există, și ce riscuri implică acestea. De asemenea, aș vrea să spun că discutăm despre această criză energetică în contextul în care întreaga Europa se confruntă cu o criză energetică și nu este numai problema Republicii Moldova. Totuși, aici sunt niște lucruri care ne privesc doar pe noi și atunci am zis să le discutăm. Așadar, le luăm pe rând. Domnule Ceban, începem cu dumneavoastră, pentru că acolo sunt toate întrebările. Ce avem în acest moment? Se negociază sau nu cu Gazpromul? De asemenea, din ceea ce am văzut de la mijlocul lunii septembrie, propunerea Chișinăului se află pe masa șefului Gazprom. Ce se întâmplă de nu se înaintează? Care sunt problemele? Vă ascultăm! Da, vă mulțumesc! În primul rând, vreau să menționez că aceste discuții referitor la prelungirea sau încheierea unui nou contract nu am început încă în luna iunie anul curent. Respectiv, am dat și propunerea noastră care noi vedem prelungirea și formatul de prelungire a acestui contract. De fapt, am mizat pentru prelungire pentru 3 ani și am mizat pentru menținerea acestei formule și, sau condițiilor existente care sunt în contract, anume formula hibrid. Cred că vom vorbi și despre formula, că sunt, am văzut formula de preț, da? Vă referiți? De preț, da. Și respectiv condițiile de plată, anumite elemente ce țin de nemijlocit brunarea capacităților adiționale, aceste elemente sunt, au fost prevăzute în aceste propuneri care noi am expediat către colegii noștri de la Gazprom. La etapa actuală, noi suntem la etapă de negocieri, dar sunt anumite întrebări și probleme mai complexe. Sunt întrebări legate de datorii, sunt întrebări de nemijlocit ce ține de implementarea pachetului energetic 3, sunt probleme mult mai complexe. În 2020, la data de, după cum eu țin minte, 2 octombrie, când a avut loc ședința Comisiei Mixte Moldorusie, atunci s-a discutat inclusiv problematica aceasta cu întrebarea de prelungire a contractului. Inclusiv a fost discuție la nivel guvernamental între două guverne cu implicare Moldova Gaz, Gazprom, respectiv altor instituții care nemijlocit curează sectorul energetic. Uh-huh. În ambele părți a fost discuție referitor la toate aceste elemente. De fapt, nu s-a mișcat, zicem, n-am avut așa progres mare în direcția respectivă. În septembrie, noi prezentând acest contract... Care ce preț prevede, iertați-mă că vă întrerup, ca să spunem de start și să continuăm? Prevede nu preț, prevede o formulă care este formula hibrid, înseamnă trimestrul întâi, în perioada de iarnă, ianuarie-martie inclusiv, noi prețul calculăm după derivatele, așa numite derivatele de petrol, adică reieșind din indexarea petrolului, și respectiv aceeași formulă se aplică pentru trimestrul 4, iar începând cu luna aprilie până luna septembrie se aplică nu formula spot, așa numit spot indirect sau coridor de preț,
care, exemplu, este pentru contractele Gazpromului deja încheiate cu așa furnizori din țările, de exemplu, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Da. Am înțeles. Domnule Ceban, sunt convinsă că ați făcut și niște calcule ca să înțelegem noi cam cât în medie ar fi acel preț în trimestrul 1 și 4 și cât în 2 și 3. Eu aș spune că invers, pentru dacă aplicăm, am aplicat formula de preț pentru anul acesta până la 1 octombrie, formula de preț ne arăta un preț mediu de procurare a gazelor jur de $200. Așa. Da. Așa. Acum revenim la probleme, că înțeleg că problema nu constă în preț, sau asta e? Eu, în general, aș considera că astăzi nu trebuie să acționăm la preț. Problema acum nu e în preț, decât în asigurăm volumul necesar. Situația, într-un fel, este mult mai complexă, mult mai complexă decât doar să vorbim de preț. Pentru că astăzi, la moment, noi vedem că este un deficit și deficit foarte mare de gaze în Europa și nu doar în Europa. De fapt, analizând piețele internaționale, nu vorbesc despre cauze. Cauze sunt, putem vorbi și despre cauze în Europa, dar cred că nu este relevant la moment. Pentru că sunt foarte multe volume în Europa care mai înainte acest deficit a fost acoperit de către gazele lichefiate care se transportau din Qatar sau din SUA, la moment sunt direcționate în alte țări. Și respectiv unicul furnizor care acum poate acoperi acest deficit, fie din producția proprie europeană care a scăzut, fie unica sursă este totuși Gazprom, care poate acoperi acest deficit. De aceea, la moment, lupta, și vă spun așa, certitudine, lupta acum merge pentru volume, și respectiv trebuie să avem asigurat volumul necesar pentru toți consumatorii. Dar când a devenit clar pentru Moldova Gaz și Gazprom că Europa se confruntă cu această lipsă de gaz? Pentru că dacă ne uităm în urmă, nu am avut astfel de prognoze. Deci, uitați-vă. Deci, în martie-aprilie, deci, în primul rând, a fost iarna mai friguroasă comparativ cu iarna trecută, plus lunile martie-aprilie, temperaturile medii zilnice au fost mai scăzute, respectiv foarte mare consum a fost în perioada de primăvară și asta pe tot continentul. Respectiv, când efectiv trebuia să fie efectuată injectarea în depozitele subterane Europa, începând cu 1 aprilie, dacă uităm la toate statisticile, a fost situația inversă. A fost scoase aceste gaze din depozitele subterane pentru consumul curent. Așa este. Și noi am făcut același lucru. Ce aveam depozitat în Ucraina, am înțeles că ați acoperit în martie și aprilie acest deficit, am acoperit din contul gazelor care a fost depozitat în Ucraina. Da. Așa. Haideți acum, deci rămânem la acest subiect, dar vă invit ca să vedem o scurtă declarație a dumneavoastră din 15 iunie 2021, făcută pentru RTR. Bine. В прошлом году мы заключили договор с 1 октября до 30 сентября. Так гласит, в принципе, европейские директивы, наш закон о природном газе. По договоренности, если мы говорим про новый контракт, то по договоренности уже с коллегами с «Газпрома», это основной наш поставщик, то я думаю, что к концу лета мы должны оформить уже все необходимые процедуры на корпоративном уровне и уже выйти к подписанию. То есть до 30 сентября, я думаю, что у нас будет либо продление, либо новый договор. Скорее всего, с учетом того, что мы внедряем третий пакет, в этом году также будет этот договор продлен на следующий год, еще на год, до того момента, когда уже, в принципе, мы завершим этот процесс по реорганизации всей системы. То есть без газа мы не останемся? Не останемся, это точно. Așa, vorbim despre 15 iunie. Dumneavoastră erați foarte optimist atunci. Acum văd că lucrurile arată altfel. Da, lucrurile arată altfel. Dar ce s-a schimbat între timp? Ce ține de nemijlocit? În primul rând, haideți să vă spun despre un lucru foarte important. Sunt capacități care sunt bronate de către Gazprom pentru toate punctele de așa numită interconectare, adică
de unde intră gazele naturale în Republica Moldova, fie traversează, se tranzitează prin teritoriul Ucrainei. Deci capacitățile fermei care sunt bronate pentru noi au fost asigurate, inclusiv pentru luna septembrie curent. Ce ține de nemijlocit capacități suplimentare, suplimentare pentru noi, pentru că pe parcursul acestui an noi asigurăm lunar aceste capacități, Gazprom brona lunar, nu au fost probleme, cu toate că în luna martie-aprilie noi am avut acoperirea din contul gazului nostru, dar perioada de vară nu a fost necesar pentru că am ne-am încadrat în volumele cele care au fost planificate. Da. Și respectiv noi am semnat contractul pe data de 30 septembrie și respectiv licitația pentru capacități lunare a fost săptămână în urmă și Gazprom respectiv nu a reușit să broneze aceste capacități suplimentare pentru noi. Nu a fost, adică nu a ajuns timpul respectiv. De aceea noi ne-am înțeles când am discutat cu Gazprom pe data de 30 că problema capacităților suplimentare urmează a fi soluționat în cadrul întrevederii care vom avea la Sankt Petersburg, la care am participat în comun cu domnul Spân. Da, și până la urmă nu v-ați întâlnit cu Miller, pe ce mută? La propunerea domnului Miller, respectiv am întâlnit cu doamna Burmistroa. Deci asta așa a fost prevăzut. Prevăzut și a fost așa coordonat. De fapt, nu văd aici nicio, absolut nicio problemă. Doamna Burmistroa curează toată direcția de export pentru toate țările din Europa și respectiv din CSE. Acum, da, am înțeles. Până a trece la datorii, pentru că în studio sunt doi experți și vreau să intervină și domniile lor, pe marginea ceea ce am discutat despre până acum, da? Să ne spuneți care sunt punctele dumneavoastră de vedere, pentru că despre datoriile care sunt în discuție, aici vom ajunge imediat după ce încheiem acest capitol. Vă rog, domnule Tofilat. Haideți să începem așa. În articolul 85 din Legea Gazelor e prevăzut că până la 15 septembrie Moldova Gaz trebuia să prezinte la ANRE contractul. Dacă ați văzut că Gazprom nu îl semnează, nu îl tergiversează, deci aici, de fapt, două întrebări să fie. Când a fost transmis contractul la semnat, 1, și 2, dacă vedem că pe 15 septembrie este o problemă, licitația pentru bronarea capacităților se face cu o săptămână înainte de 30 septembrie, deci se primește între termenul de 15 și 30, poate era cazul să discutăm cu partea ucraineană să vedem ce se întâmplă. Gazprom bronează capacitățile sau trebuie să le bronăm noi. Deci, haideți să vedem cu chestiile astea. Eu cred că, Sergiu, noi, de fapt, aceste întrebări putem să discutăm tehnice și în afara emisiunii. Eu cred că nu sunt în situația când să răspund direct la așa întrebare. Deci, în primul rând, tot conform acestei legi, piața gazelor naturale în Republica Moldova este liberalizată. Noi suntem obligați, și tot în articolul celălalt 85, noi suntem obligați Moldova Gaz, așa, ca să fie clar pentru toți și conform deciziilor ANRE, noi suntem obligați să aprovizionăm cu gaze naturale consumatorii protejați. Asta este serviciu public. În 2016, piața gazelor naturale în Republica Moldova este liberalizată. Deci noi cantități pentru persoane fizice, pentru consumatorii casnici, pentru luna octombrie le avem. Problema care că noi vrem suplimentar să suplinim aceste volume pentru inclusiv consumatori industriali. Acum, la moment, noi am stocat gaze în conducte. Gaze în conducte pentru în perioada la sfârșitul lunii septembrie, ca să ajungă gaz inclusiv pentru toți consumatori. Inclusiv am preluat anumite volume din conductele ucrainene. Este așa procedura, noi putem prelua pe parcursul lunii și respectiv întoarcem înapoi în luna următoare, ca să ținem bilanțul gazelor naturale și asigurăm tot consumatorii pentru perioada respectivă. Noi vedem că acum capacități nu sunt bronate și este o problemă și de aceea am adresat că vedem că nu sunt bronate capacități pentru luna octombrie, am adresat guvernul ca să fie suplinit acest volum din contul altui operator pentru cupienții securitatea energetică a țării răspunde guvernul. Și de aceea am adresat la guvern că să fie lansată această procedură, am așteptat cât putem să rezolvăm, n-am reușit să rezolvăm, nu sunt bronate capacități și respectiv acest lucru poate fi efectuat de către orice operator sau orice consumator
industrial sau orice operator pe piață, în mod individual, având toate interconexiunile și toate posibilitățile să acceseze diferite piețe. Fie România, fie Ucraina și Bulgaria, inclusiv Austria, Ungaria și așa mai departe. De aceea, nu corect când se spune că, iată, noi suntem asigurați, prezentăm contractul și asigurăm toți consumatorii. Nu este așa obligațiunea Moldovagaz. Asta trebuie să fie foarte clar pentru toți. Noi suntem asigurați doar pentru obligațiuni de serviciu public. Cel consumator care nu poate să aibă... Am înțeles, consumatorii casnici. De obicei, consumatorii casnici, consumatorii ceturi și consumatorii, de exemplu, grădinițe, spitale, școli și așa mai departe. Așa. Bun. Contractul către Gazprom, când a fost transmis la semnat? Sergiu, noi suntem, eu nu pot să vă spun când a fost transmis la semnat. Noi am semnat pe data 30. 30 septembrie. Deci asta înseamnă că am negociat până la ultima, la ora 9 seara am semnat contractul. Data 30. Ok, Moldova Gaz poate brona capacitățile în Ucraina ca să cerem de la Gazprom să livreze gazul la hotar Rusia-Ucraina? Noi putem brona capacități prin, nu prin Ucraina, noi bronăm capacități la, de exemplu, la grebenici pe partea de este intrarea în Transnistria și pe segmentul Căușeni-Orlovca pentru consumatorii noștri transfrontalieri. Și acest lucru facem fiecare lună. Deci noi brunăm capacități pentru consumatorii noștri pentru a fi transportat pe teritoriul conductelor care se află în Ucraina. Ce ține de brunarea capacităților suplimentare, aici absolut nu este nicio problemă să brunăm și noi, să bruneze și Energocom, să bruneze orice alt operator care este pe piață. Păi s-a făcut acest lucru sau intenționat să-l faceți? Să nu ne trezim că Gazprom iar invocă faptul că nu a reușit să broneze capacitățile. Vă spun că cu bronarea capacităților nu sunt probleme. Acest lucru poate fi efectuat. Fost sau nu efectuat? Asta e întrebarea. Sau aveți de gând problema, să-l faceți? Asta se face, Sergiu, asta se face în 10 minute. Asta sunt în calculator, sunt în baza de dati, se face în 10 minute. Absolut nu este nicio problemă. Și eu am înțeles. Să nu ne trezim, domn Ciuban, nu ne trezim în noiembrie, că iar nu avem capacități și iar trebuie să reducem consumul și chestii genul ăsta. Eu nu pot să vă spun, astăzi ați văzut că capacități suplimentare nu sunt bronate și a fost deja noutate pentru toți. Deja am văzut, ați văzut și știți despre acest lucru. Deci asta înseamnă că depinde cum ne înțelegem cu Gazprom. Noi avem acum la moment capacități ferme. Adică asta înseamnă că capacități suplimentare tot trebuie să negociem. Asta e realitatea. Fie direct, fie prin Energocom. Păi asta înseamnă că în 10 minute putem spune că avem aceste capacități. Am semnat și am transferat, de exemplu, dacă procurăm din Ucraina, am semnat contract, am transferat bani, în 10 minute gazul se injectează. Avem bani, putem... Aici altă întrebare deja despre bani și despre... Haideți atunci am să detalizez, domn Ceban. Deci noi în octombrie ne-am trezit că nu ne ajung peste 35% de volum, da? Corect. Spuneți, vă rog, când e termenul limită... Urma să soluționăm la Sankt Petersburg. Am înțeles. Spuneți, vă rog, ca să nu se întâmple aceeași istorie în noiembrie, care este termenul limit în când noi putem brona aceste capacități dacă n-a făcut-o Gazprom? Până la 23 octombrie, până la 25, până când? Sergiu, fiecare zi la ora 3, următoarea merge la 18 și până la ora 4 dimineața se bronează. Fiecare zi. Deci absolut nu este o problemă. Încă o dată, dumneavoastră ați spus că pentru septembrie trebuiau brunate capacitățile cu o săptămână înainte de sfârșitul lunii. Nu e problema în capacități. Volume nu sunt. Volume de gaz. Capacități de brunat, asta nu e problemă. Iată, văd că Lorena nu înțelege acest confirmare lucru. În scris. Avem de la Gazprom, nu pe telefon, în scris. Măcar să le facem o adresare. Stimați domni, noi suntem gata să preluăm gazul la hotar Ucraina, Federația Rusă. Și lasă ei să ne răspundă că nu au volume. Înscris să ne dea. Deci, sau să nu răspundă de fel, dar cer puțin noi să facem tot ce ne este în putere din partea noastră. Eu cred că aici trebuie o claritate pentru telespectatori că noi am intrat în partea tehnică. În primul rând, nu este o problemă niciun punct. Nu e problema nu la Sugea, nu e problema la Grebenichi, nu e problema la Alexeievca de bronare capacități. Problema e în volume. Problema acum în volume.
aceste volume suplimentare să fie. Noi acum negociem ca pentru următoarea perioadă, vedem cum depășim luna octombrie, dar eu văd că deja luna octombrie și aici trebuie deschis să spunem că dacă nu reușim, înseamnă că urgent Energocom, cum a fost Energocom, a trebuit dreptul pentru a procura aceste gaze pentru întreg, pentru toți consumatorii sau diferența care noi avem capacități sau volume suplimentare, urgent urmează să le procure de piața din România sau din Ucraina. Lucru cu care se ocupă acum la moment Energocom. Asta e problema. Deci brunat capacitățile astea absolut nu este nicio problemă să faci acest lucru în câteva minute, câteva clipe. Deci volume, ne vorbim de volume. La moment sunt, de ce am trecut cetul pe termoelectrică Pecora? Pentru că trebuia să ajungă gaz pentru toți consumatori. De aceea noi acum balansăm sistemul împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ca să ajungă aceste capacități pentru toți consumatori, atât casnici care sunt asigurați cu volume, cât și pentru ceilalți consumatori industriali și consumatorii care pot trece la combustibil alternativ, să combinăm în așa fel ca să menținem cât mai mult perioada aceasta, da, sistem, da, a fi presiunea și să fie volumele, cel puțin cele planificate, pentru toți consumatori. Da. La altă provință să ajungă gaz pentru toți. Ceea ce nu am înțeles, dar luăm o pauză și ne întoarcem după publicitate și trebuie și domnul Parlicov să-și expună punctul de vedere. Ceea ce nu am înțeles este de ce noi am priceput abia în 30 septembrie că avem această mare problemă legată de volum și așa mai departe. Dacă puteți să ne spuneți acum repede, ar fi minunat, domnule Cebat. Noi n-am priceput asta pe data 30 septembrie, noi am priceput acest lucru și mai înainte și am făcut aceste adresări, nemijlocit la nivel guvernamental încă pe data de 23 septembrie. Că am văzut că această problemă nu se rezolvă și urmează să lansăm anumite proceduri, la care am luat decizia pe urmă că împreună să mergem, ne înțelegem cu volume suplimentare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, volume suplimentare noi nu avem, am intrat în această criză care urmează să o gestionăm. Da. Și vom gestiona. Atunci înseamnă că responsabilitatea a cui este? A guvernului sau a Moldova Gaz? Deci aici, Orena, încă o dată vă spun că noi avem capacități pentru consumatorii casnici, consumatorii protejați și consumatorii instituții publice. Volume care am bronat pentru luna octombrie. Rolul nostru, funcția noastră, am executat conform legii. Acum nu trebuie să căutăm cine e responsabil și cine... Ba, trebuie. Trebuie de ce să, nu? Că, trebuie să gestionăm criza. Criza este la nivel global, nu este doar la nivel Republicii Moldova. Și asta trebuie, tot acum... n-am înțeles pe 30 septembrie. Deci asta era clar din timp că ne confruntăm, ne vom confrunta cu această criză după pandemie, după tot ceea ce a fost și era clar... Aștepta cineva pandemia sau cineva era pregătit de pandemie, cineva era pregătit de criza? Păi, dar cu pandemia ne confruntăm deja pentru al doilea an, deja suntem, știm, adică puteam presupune. Criza energetică s-a acutizat acum. El era deja clar că este deja problema în timpul verii, era problema din primăvară. Da. Deci păi de asta noi nu trebuia să ajungem în 30 septembrie. Responsabilitatea doar puneți pe Moldova Gaz. Încă o dată vă spun, piața de gaz naturale este liberalizată în Republica Moldova. Noi asigurăm consumatorii casnici și am asigurat pentru luna octombrie. Consumatori casnici, consumatori cei care sociali, de cu obiective sociale. Asta vă spun cum este la moment. Da. Ok. Luăm publicitate. Rămâneți cu noi, domnule Ceban. Vă rog foarte mult, luăm publicitate și ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. Da. Continuăm. Domnul Parlicov a vrut să intervină. Vă rog. Eu am avut, bun, haideți eu să, ca să nu... Intrăm pe chestiuni tehnice. Una pe chestiuni tehnice, a doua eu îmi dau seama și văd că domnul Ceban nu vrea să răspundă, nu poate, probabil, să dea toată informația și să răspundă la întrebări, spunem așa, pe unele întrebări care sunt sensibile, nu poate să dai un răspuns tranșant. Și de asta el încearcă să evite. Da. Așa am eu impresia. Deci, eu, ca să concretiz, ca să dăm o... să îngustăm discuția, să o plecăm din zona tehnică. Uitați,
argumentul care a fost invocat, cel puțin în comunicatul Moldova Gaz, atunci când au spus că de ce este, apare acest deficit, a fost anume zona capacităților, despre care foarte mult a insistat și a întrebat Sergiu Tofilat. Deci, noi nu întrebăm degeaba de chestia asta tehnică, din cauza faptului că, uite, noi vrem să înțelegem și program de computerizat face și nu trebuie să apese butonul. Noi vrem să obținem o claritate. Deci, s-a declarat că deficitul de 35% este din cauza faptului că n-au fost brunate capacitățile. Așa. Totodată, acum nou domnul președinte a Consiliului de Administrație, domnul Ceban, ne spune că brunarea capacităților de fapt nu e o problemă. Asta se face în 10 minute. Păi explicați-mi, vă rog, și asta vreau să explice domnul Ceban, dacă poate, cum, dacă problema asta se rezolvă în 10 minute, deși nu s-a rezolvat în 20 de zile. Deci asta e întrebarea simplă dacă să vorbim din punct de vedere a consumatorului. Nu, băinii, 19 ani, 19 zile. Da, mă rog, domnule Ceban. Victor, nu e vorba de, încă o dată, de capacități și cum pronarea și care metodă și așa mai departe. Păi dacă nu e vorba între asta, Vadim, atunci pentru ce v-ați dat în comunicat că problema este că n-ajunge capacitatea? Pentru că trebuie pentru aceste capacități încă să asigur volume. Iată, acolo este întrebarea cu care acum ne confruntăm și care trebuie să rezolvăm. Și eu mă axez mai mult pentru rezolvarea problemei, dar acum nu scăutăm de unde, cum... Nu, înțeleg, dar acum tu, ceea ce spui tu, adică pe de-o parte... Sorry, Vadim, o secundă doar. Hai să lăsăm că oamenii trebuie să înțeleagă. Noi intrăm prea multe detalii. Nu e problema de brunat. Problema acum de volume. Noi suntem în Republica Moldova, toți s-au obișnuit că Moldova Gaz trebuie să asigure și să aducă gaz. Așa e mai mulți ani. Noi, contractul pe termen lung a fost finalizat încă în 2011. Deci, din 2011, dacă îmi permis, eu am înțeles, Vadim. Victor, 10 ani. Uh-huh. Acest contract, 10 ani. Iată, acum vă văd mai bine. 10 ani acest contract a fost prelungit. Fie pe un an, fie ultima dată când a fost 2016 și 2019, până la semnarea contractului pe tranzit pe teritoriul Ucrainei. Deci pe tot parcursul acestor ani, acum dacă să nu intru în domeniul mai mult politic, dar mai mult politic și energetic a țării, deci noi trebuie să înțelegem că piața, dacă liberă, nu doar este un operator, dar trebuie să fie mai mulți operatori, trebuie să fiecare să aibă grijă de consumatorii săi, inclusiv și noi am avut. Acum confruntăm această problemă de volume. Acum trebuie să asigurăm volume și vă asigur că la moment lucrăm pentru a completa aceste volume. Și dacă am adresat la guvern, pentru că dacă nu putem completa de la furnizorul principal Gazprom, adresăm pentru serviciile energocomului. Așa este decizia Comisiei Situației Excepționale. Haideți să ne axăm pentru rezolvarea problemei și facem în noiembrie-decembrie, decât acum să căutăm brunat capacități. Nu, Gazprom brunează pentru noi aceste capacități. Asta a fost... Asta este practica și a fost practică. Bun, eu înțeleg și eu exact asta am încercat să explic și la consumatori, că ceea ce s-a întâmplat pe 30 septembrie era o chestie care a luat, în opinia mea, bun, tu poți să nu declare asta, poți să nu fii de acord, dar în opinia mea a luat toată lumea prin surprindere, pentru că nu e prima oară când semnau contractele în ultima zi și eu nu cred că voi v-ați așteptat că în ultima zi voi să aveți o surpriză că, nu-i, că prețul se schimbă, că formula mai bine zis de preț se schimbă, că volumii nu și nu o să fie. Mai mult ca atât, dacă îi vorbim, da, eu sunt de acord, conform legii voi sunteți obligați să acoperiți ca furnizor de ultimă opțiune, doar pe ăia protejați. Dar spune-mi, te rog, voi contracte aveți cu toți? Voi aveți contracte cu toți? Cu toți, da. Voi trebuie să-i asigurați. Trebuie să-i asigurați. Da, trebuie să asigurăm și în cazul în care nu asigurăm, intervin alt mecanism. Așa. Dacă este legea și este regulament. Așa, dacă acum. Dacă nu asigurăm, înseamnă că este alt mecanism. În momentul în care tu declari, că, sau Moldova Gaz, voi declarați că în Rusia sau Gazpromul nu are volume pentru Republica Moldova. Explică-mi, te rog. Cum? Eu n-am declarat acest lucru, am spus despre este problema în volume. N-am declarat că ei n-au volume. Păi, adică au sau n-au? Că nu au volume. Sau... Acum negociem, suntem la etapă de negocieri încă pentru a obține aceste volume suplimentare. Domnule Ceban, dar atunci am o întrebare. De unde ați tras concluzia că nu există volume dacă nu ne-a spus partea rusă încă acest lucru?
Igor, deci nimeni nu a spus despre lui că nu există volum. Noi suntem la negocieri încă pentru volumele pentru 1 octombrie și respectiv pentru perioada următoare. Fie pentru până la sfârșitul anului sau dacă semnăm contract pe termen lung, sperăm că semnăm, vedem pentru asigurarea întregului an gazier. Așa. Dar se poate de precizat, domn Ceban, eu de exemplu foarte confuz. Pe de o parte spunem că nu putem brona capacități, că nu sunt volume. Nu sunt volume din care cauză? Că nu sunt capacități. Nu-i gaz, nu vor să ne-l dea. Asta este cumva confirmat, înscris, pe e-mail, prin telefon. Cum putem noi să ne facem concluzii? Deci ce înseamnă că nu-s volume? De aici Putin declară, că gaz va fi pentru toată Europa suficient. Suntem la etapă de negocieri pentru a completa aceste volume. Încă suntem la etapă de negocieri. Nu știu cât va dura această etapă, dar de aceea și-am intervenit în caz dacă nu fie cădea de presiune respectiv să fie acoperită cererea pe intern, am adresat la guvern că să nu stăm să așteptăm când va fi satisfăcută cererea noastră. Deci da. Eu corect am înțeles că volume sunt, dar încă nu-i semnat contractul, încă se discută. Noi discutăm. Pentru contractul termen lung mai discutăm. Bun. Acum nu pot să nu întreb, că deja mă duce cu gândul la faptul că ce s-a schimbat, revin la declarația dumneavoastră din iunie până acum, ceea ce s-a schimbat și e evident pentru toată lumea că s-a schimbat, asta s-a schimbat situația politică de la Chișinău, s-a schimbat radical raportul de forțe, iar la putere a venit cu un vot masiv în Parlament, o formațiune pro-europeană. Există acesta un factor care joacă vreun rol în discuții sau în situația în care ne aflăm? Este cumva și din această cauză am ajuns aici? Vă rog să-mi spuneți, domnule Tofilat, ce credeți? Eu cred că asta așa a fost unul din scopurile principale. Atunci când anul trecut. Bun, asta e, eu cred că domnul Ceban nu se referă la lucrul ăsta, dar noi putem să ne permitem să... Pe domnul Ceban să-l întreb dacă a simțit acest lucru în discuții, dacă s-a schimbat atitudinea cumva. Da, vă rog. Exact. Deci, anul trecut, contractul a fost prelungit pe un an, până la 30 septembrie. În primul rând, trebuie să reieșim din faptul că deciziile nu se iau la Gazprom, se iau în administrație de la Kremlin. Și ori te întâlnești cu Miller, ori cu Burmistrova, asta nu are niciun diferență, pentru că deciziile se iau cu totul în alte cabinete. Ăștia doi doar vociferează. În funcție de preferințele administrației de la Kremlin. În funcție de interesele lor geopolitice. Acum ce se întâmplă? În Moldova au fost alegeri, partidul pro-rus a pierdut puterea, a venit un partid pro-european, care nu, spunem așa, nu are relații de vasal cu Federația Rusă. Înseamnă că asta cumva nu convine administrației de la Kremlin și asta se întâmplă nu doar la noi. Dacă ne uităm puțin în trecut, 2015, în Ucraina, când Ucraina a decis să ia vectorul de integrare europeană, același lucru exact s-a întâmplat. Prețul gazului a fost majorat de la $270 la $490. Absolut din motive politice. Deci este clar că Kremlinul vrea să pedepsească acele regimuri care doresc o cale democratică și nu o cale de un regim totalitar, unde nu există drepturile omului, unde totul e dictat de la Kremlin. Noi ne dorim un stat democratic, nu un stat vasal. Deci Gazprom încearcă, administrația de la Kremlin încearcă să submineze această guvernare ca să o decredibilizeze în fața populației. Iată și tot. Și plus să mai obțină careva obiective pe termen scurt, care noi putem să le-am menționat, dar le mai recapitulăm o dată. Prima ține de trecerea datoriei malului drept, care e în jur de 720 de milioane de dolari, de la Moldova Gaz, împreună cu cei de la Factori în Finanță. Da. Deci de la Moldova Gaz către guvern, adică să fie datoria una de stat. Și să răspundă nu Moldova Gaz, dar să răspundă bugetul de stat. Și asta cumva deschide portița pentru cealaltă datorie a malului stâng, care e 7 miliarde și jumătate aproape. Da. A doua ține de continuarea formulei prin care gazul în Transnistria, spunem așa, convențional pe datorii, de fapt gratuit, ajunge cu mânuța malului drept. Adică noi ne asumăm responsabilitatea, noi semnăm contractul și purtăm răspundere, inclusiv financiară, pentru gazul consumat acolo. Pentru că asta e un mecanism prin care Moscova de mulți ani finanțează și menține acest regim neconstituțional.
Gazul este convertit în energie, metal, materiale de construcție, banii toți din revânzarea gazului se adună pe contul special de gaze și ajung direct în bugetul separatist. Iată, astăzi, faptul că centrala termoelectrică moldovenească a trecut pe cărbune, pune o presiune enormă pe bugetul transnistrian, pentru că ei zilnic ratează vreo 400-500 de mii de dolari zilnic și ei sunt în panică. Aduceți-vă aminte 2017? Aprilie și mai, noi două luni am luat energie electrică din Ucraina. Centrala termoelectrică moldovenească nu funcționa, adică, mă rog, nu livra energie nouă. Atunci, prin intervenția Moscovei, asta deja noi, ok, bănuim. Dar imediat la început de iunie a fost semnat un nou contract cu acea centrală, fără licitații, fără nimic. Numai pentru a menține acest regim. Așa. Și atât care sunt doleanțele Moscovei. Și plus, presupun eu, având în vedere faptul că Ungaria recent a semnat un contract cu Gazpromul, în pofida, iată, mulți speculează că, iată, președinta noastră a fost la platforma Crimeei și din cauza asta nu ne dă Gazpromul gaz. Asta i-a spus Voronin. Președintele Ungariei stătea bine, mersi, a luat cuvântul la acel forum, platforma Crimeei și cu dânsul, Gazprom nu a avut probleme să semneze gaz. Deci, Federația Rusă a declarat că, iată, acum avem livrări directe în Ungaria. Ce înseamnă directe? Adică de la nordul Rusiei, cea mai scurtă cale era prin Ucraina. Nu. Ei înconjoară prin Turcia, apoi îl pompează înapoi prin Bulgaria, doar ca să pedepsească Ucraina. Și aici eu presupun că Gazprom ar putea cere ca volumele pentru noi, la fel, să nu vină prin Ucraina, dar să vină prin Turcia, așa, pe la sud, prin înconjur, doar ca să pedepsească. Asta am vrut să întreb. Da, asta am vrut să întreb, dacă se discută acest lucru, domnule Ceban. Referitor la schimbarea rutei, da. Deci la moment nu este pusă această întrebare în discuție și se menține ruta actuală. Așa. Ați simțit cumva că din cauza schimbării conducerii de la Chișinău, atitudinea Gazpromului s-a schimbat? Nu, n-am simțit așa ceva. N-ați simțit. Deci, nu. Eu, da. De fapt, nu pot răspunde la anumite chestiuni politice. Am înțeles. Am înțeles și vă înțeleg. Vă înțeleg foarte bine, dar pentru cei care ne urmăresc acasă, că tot am ajuns aici, bine, o să discutăm imediat despre datorie, că a deschis deja subiectul domnul Tofilat. Totuși aș vrea să vedem ce înseamnă Moldova Gaz, încă o dată să vedem ce înseamnă Moldova Gaz pentru cei de acasă. Vreau să rog colegii, pentru că noi am făcut un grafic, vreau să-l vedem. Deci acționarii majoritari ai ESA Moldova Gaz. De ce acționarii majoritari? Nu știu. Acționarii Moldova Gaz sunt următorii. Gazprom, care deține 50% din acțiunile companiei. Moldova, și anume mă refer aici la teritoriul controlat de către autoritățile constituționale, reprezentată de Agenția Proprietății Publice, care deține 35,33% din acțiuni, și administrația Tiraspoleană, care deține 13,44% din acțiuni. Atenție! Aceste acțiuni transmise spre gestionare de încredere Gazpromului. Adică, la acțiunile Gazpromului putem spune că se adună aceste acțiuni, pentru că Tiraspolul i-a oferit Gazpromului posibilitatea de a decide în locul său. Așa înțeleg eu. Așa este, domnule Ceban? Așa, mai popular vorbind, ca să înțeleagă cei de acasă. Mai popular vă spun un lucru. Moldova Gaz este unica societate comercială pe acțiuni care unește ambele mari. Asta este, asta este adevărul. Dar nu, v-aș spune că Federația de Fotbal este singura care unește. Dar Moldova Gaz mai curând nu știu ce face, că crește acolo datoria în stânga Nistrului și nu se preocupă să obțină banii, deși lumea plătește consumul. Lumea plătește, dar în facturile la consumatorii noștri nu este niciun leu, niciun dolar datorie din stânga Nistrului. Asta e ferm, cert. Altfel, tariful avea să fie mult mai mare decât plătim astăzi. N-am înțeles încă o dată, mă scuzați. Nu am înțeles ultima propoziție. Ultima propoziție, că tariful ar fi fost mult mai mare decât am fi plătit noi datoria pentru malul stâncă.
Deci noi nu plătim niciun leu, niciun dolar, nu este pus în tarif, în factura consumatorului de pe malul. Corect. Domnule Ceban, dar trebuie să fim sinceri până la capăt și să spunem foarte clar că această datorie s-a format începând din 1998 încoace, timp în care marul stâng... Nu corect, din 2005. Mai majoritatea despre care vorbiți? A Transnistriei? Până anul 2005, dacă să fim corecți până la urmă, până la capăt și să fim corecți cu oamenii, datoria a fost formată după 2005, când a fost preluat patrimoniul. Datoria Transnistriei? Majoritatea datoriilor. Tiraspol achita, Tiraspol Transgaz și Tiraspol achita datoria până la 70%, inclusiv în 2002-2003. De când mă știu eu în presă, despre datoria Tiraspolului s-a vorbit cu un mod constant? În 98, când s-a creat Moldova Gas, o parte din activele a fost transmise în cotul anumitor datorii. Anumite datorii nici nu au fost acoperite. A fost emise obligațiuni sau cambii din partea guvernului și guvernul atunci a spus că acoperim doar partea socială, adică ce se referă la stat. Și pe parcurs din 99, când s-a creat Moldova Gas, respectiv 2000, 2001, 2002, 2003, a fost achitări din partea Tiraspolului. Dar sunt documente, domn director. Sunt documente în acest sens, confirmative. Sigur că sunt documente și putem lua structura datorilor acumulate până în 2005 și după. Și vedeți că marea parte a datorilor a fost după 2005, când a fost preluate nelegitimă. Bine, asta, da, admitem că așa este, dar spuneți-mi, vă rog frumos, din o datorie de 7,4 miliarde. Ultima cifră pe care am văzut-o eu era undeva în jur de 7 miliarde, dar 4,04 înseamnă mult. Da? Așa, vreau să întreb, cum a fost posibil ca să se acumuleze această datorie și Moldova Gaz să nu ceară de la partea stânga a Nistrului acești bani? Odată ce livrează gazul. Și de ce primește în continuare Transnistria Gaz fără a plăti? Foarte corectă întrebarea puneți și, de fapt, întrebarea este la suprafață, răspunsul la suprafață. În primul rând, pentru securitatea energetică a țării, în primul rând, și asta pe primul rând trebuie să fie, pentru că noi avem furnizori de energie electrică din Cuciurgani și acoperă tot malul drept, necesitățile noastre. În al doilea rând, vă spun, chiar eu sunt așa că suntem la interrogatoriu, dar vă spun deschis... Noi avem titluri executorii. Noi nu putem executa deciziile noastre din judecăți de Republica Moldova pe malul stâng. Și asta înțelegeți că nu e problemă Moldova Gas. Și doi, dacă noi mergem toată procedura, noi trebuie acum să le executăm în valoare de peste 5 miliarde de dolari. Uh-huh. Și asta este nu vina Moldova Gas, că compania Moldova Gas nu poate executa aceste decizii pe malul stâng, pe teritoriul Republicii Moldova. Și asta este tot problema care trebuie să discutăm. Și nu e problema, cred că, Moldovei Gas. De aceea, ce a spus Sergiu, revin înapoi, nimeni acolo în propunerea care a fost prezentat mai întâi de către Moldova Gas, pe urmă și de către Gazprom la guvern, nu a impus pe nimeni să fie transferată această datorie din privat în datoria de stat. Nici pe malul drept, nici pe malul stâng. Asta este un document care urmează a fi negociat. Și asta este un proiect al documentului. Și respectiv, anume acest document, care de fapt un an de zile stă la noi, la instituțiile statului și noi nici n-am răspuns încă la acest document. Cum trebuie să mergem și cum, care e viziunea guvernului, care e viziunea altui acționar. Așa. Domnule Ceban, eu totuși aici nu înțeleg. Două precizări ați vorbit despre securitatea energetică și faptul că la Cuciurgani se produce curent pe baza gazului rusesc. Dacă nu livram gaz, rămâneam fără electricitate. Spuneți-mi, vă rog, RAO EES, care a privatizat centrala de la Cuciurgani, plătește consumul de curent? Nu de curent, de gaz. De gaz, pentru curentul pe care îl produce. Plătești? Să răspund, îmi dați voi să finalizez gândul. Deci este un document propus de către Moldova Gaz, de către Gazprom inclusiv, care urmează a fi discutat cu guvernul, la care urmează să fie ajuns la o înțelegere. E un document cum să reglementăm, rezolvăm toate problemele deschise în sectorul gazelor, inclusiv problema datoriilor pe malul drept și malul stâng. Ce ține de Cuciurgani?
Ciuganul astăzi, adică vorbim de Moldavska Egres, dar nu Interrail. Interrail nu plătește pentru gaz, dar plătește Moldavska Egres. Eu plătesc, respectiv, la Tiraspol Transgaz, la un cont special. Gazele sunt plătite. Altă întrebare de la Tiraspol Transgaz, noi nu luăm acești bani. Asta altă întrebare și asta trebuie să rezolvăm. Iată anume... Nu e altă întrebare. Haideți să facem noi niște precizări, dar... pentru că aici s-a primit o încurcătură. În primul rând, revenim la chestiunea cu datoriile. În decembrie 2005, Gazprom a cesionat datoria și malul drept și malul stângă, valoare totală de 1,2 miliarde dolari, către compania sa fiică Factoring Finance. Deci datoria acumulată până în 2005. Partea malului stâng era de 900 și ceva de milioane de dolari. Deci sunt datorii și până în 2005, lucrul ăsta este... cert. Tot ce este începând cu 2006 este datorie directă deja către Gazprom. În total, dacă să luăm și datorie până în 2005 și actuală, în total e peste 8 miliarde, din care 720 e partea noastră, 7,3 miliarde, deja poate mai mult, e datorie malului stâng. Deci e combinată și Factoring Finance și Gazprom. Asta ceea ce ține datorie. Așa. Doi, era vorba de acordul cel la proiectul acordului de memorandum. Deci, memorandum între Gazprom și Guvernul Republicii Moldova. Dar datorie între Moldova Gaz și Gazprom. Ce treabă are Guvernul Republicii Moldova cu raportul între două societăți comerciale? Spuneți-mi, vă rog, și pentru ce Gazpromului îi trebuie semnătura Guvernului Republicii Moldova, având în vedere că noi avem acorduri, tratate bilaterale cu Moscova, care le permit să adreseze în diferite arbitraje. Moscova, Stockholm și încă unul, nu-ți-l minte. Deci, v-aș bănuieli că asta este o tentativă de a pune responsabilitatea pentru neplata datoriei pe Guvernul Republicii Moldova, pe bugetul de stat. Pentru că noi ne asumăm careva obligații prin acel memorandum. Așa că eu aici n-am să fiu de acord cu domnul președinte. Da, Sergiu, da, sigur că aveți dreptul să nu fiți de acord, dar un lucru foarte important care trebuie de menționat. Deci, de a cunoaște datoria comercială, asta nu înseamnă că și asumarea acestei datorii. Haideți să fim sinceri. Că dacă faptul că nu există această datorie, asta nu înseamnă că ea nu există. Există această datorie și noi înțelegem foarte bine și toți trebuie să înțeleagă de ce a fost creată. Încă o dată vă spun, pentru că este vorba de consumatorii noștri, cetățeni Republicii Moldova din malul stâng, asta una. A doua este securitatea energetică. Altfel avea scadă tot sistemul, nici nu curent electric nu avea să avem în ultimii ani. Uh-huh. Asta e realitatea. Știți foarte bine că lucrați în domeniul energetic. Și nimeni nu pune la îndoială, domnul președinte. Noi vorbim de alte chestii. În primul rând, datoriile nu au fost... Cum să reglementăm datoria sau cum să societatea comercială noi, Moldova Gaz, dacă noi nu avem surse de acoperire? Noi suntem, îmi cer scuze, pe prag de faliment. Noi, nu avem, activele noastre sunt știți foarte bine. Da. Cum fără acționar, acest lucru urmează să fie soluționat. Spuneți, vă rog, din punct de vedere corporativ, cum? Iată, noi trebuie să avem să rezolvăm datoria. Datoria care avem astăzi, 2 miliarde de lei, termoelectrică, circa 170 de milioane avem CEPNOR. 330 de milioane avem TVA care este în buget. Avem diveri financiare peste 340 de milioane care urmează consumatorii să întoarcă nouă prin tarif. Dar s-a acumulat încă pe parcurs până la 1 octombrie încă vreo 700 de milioane. Deci avem tot per total 4 miliarde de lei care nu mai e pe malul drept. Cine trebuie să le soluționeze fără implicarea acționarilor? Spuneți-vă, rog. Nu, evident, întrebările astea trebuie rezolvate. Nimeni nu pune la îndoială lucrul ăsta. Dar cum au fost, da, despre cum au fost... Însă nu se face prin memorandum între guvern și Gazprom. Dar păi este practică internațională de semna acorduri între acționari, care e problemă. Nimeni nu spune că de asumare datoriei. Trebuie pur și simplu intrat în esență. S-a luat și a interpretat greșit acest element. Eu consider așa. Pentru că noi considerăm că totuși până la urmă se poate ajuns la un consens și rezolvat problema datoriilor. Poate ne ajută pentru contractul pe termen lung. Asta era întrebarea de ce până acum, în anii precedenți, nu s-a făcut asta, în primul rând. Iată, și în al doilea rând. Principala problemă. De ce până acum nu s-a făcut asta? Și s-a ajuns la 30.
întrebare ce avem și noi, fix aceeași întrebare avem și de așa, ce nu... Și o altă întrebare, cum s-au acumulat aceste datorii? Este a doua întrebare, pentru că acolo am citit astăzi în interviurile dumneavoastră explicând cum anume și șirul acolo este lung, dar despre asta vorbim după pauză, exact așa cum îmi doresc să vorbim și despre sursele alternative, dacă există, cum le accesăm. Să nu uităm că vicepremierul Spânu este în Polonia deja. Dumnealui a fost de asemenea invitat la această emisiune și ni s-a spus că este plecat și nu reușește. Vedem că sunt discuții cu România și cu Ucraina. Presa internațională deja scrie despre asta. Vrem să vedem dacă tehnic putem lua din altă parte și la ce preț. Publicitate, domnule Ceban, rămâneți cu noi! Da. Vreau să-l rog pe domnul Parlikov, care a fost șeful ANRE-ului, să ne spună despre datorii. Că aici s-au vociferat niște cifre, o rugăminte doar să încercăm să vorbim cât mai la subiect și scurt, pentru că nu mai avem mult timp și mai avem întrebări o grămadă. Pe noi ne interesează ce facem în continuare. Da, vă rog. Vedeți că se terminăm cu trecutul și cu datorie. Deci datoria asta, exact așa cum a spus și domnul Ceban, constă din câteva elemente. O parte din elementele este cum ar fi datoriile acumulate din cauza faptului că nu au fost ajustate la timp tarifele la căldură, sau datoriile acumulate care urmează a fi recuperate prin tarifele ulterioare, prin devieri financiare, astea pot fi cumva puse la pachet pentru a fi gestionate și a fi, spunem, rezolvate în cadrul, spunem, da, plătite de consumatorii din Republica Moldova, pentru că asta ar fi corect. Dar cam cât înseamnă? Dar ca sume care le-a vociferat chiar și domnul Ceban, astea constituie până la 4 miliarde de lei. Inclusiv o parte din ele de vieri financiare care trebuie pus în tarif. Adică 4 miliarde de lei. Da, adică în mecanismii, spunem, care merită de agreat între fondatori, cum a spus și domnul Vadim, la nivel corporativ, între acționari, noi putem discuta de vreo 200 de milioane de dolari. Nu mă interesează diferența ceilalaltă de unii. Unii sunt banii ceilalți. Și unde Pentru că până la 600 de milioane, chiar până la 450, tot mai este. Dar dacă mai iei și așele de până la 2005, acolo se acumulează. Și unde sunt banii aceștia? Și asta e problema, pentru că după mine, și asta e de fapt senzația multor oameni, deci oamenii foarte des vorbesc despre faptul că la noi tarifele sunt exagerate, bazându-se pe, spunem, presupunerea sau pe ipotezele că la întreprinderile din sectorul energetic se fură. Și lumea nu înțelege diferența între banii care se dau întreprinderii prin tarif și banii care din întreprinderi se cheltuie nerațional. Pentru că tu poți să dai insuficienți bani la întreprinderi și de acolo tot ați furi, dar poți să-i dai bani prea mulți și de acolo să nu se furi. Deci astea sunt două procese diferite, câți bani dai prin tarif și câți fură. De una se ocupă ANRE-ul, de alta se ocupă întreprinderea. Hai să luăm un exemplu ca să fie clar. Haideți, nu, cred că lumea nu a înțeles nimic din ce am discutat noi. Eu un lucru doar vreau să menționez. Că din datoria respectivă, cel puțin vreo 200 și ceva de milioane de dolari, trebuie să-și asume acționarii. Pentru că ei au fost cei care au admis, au tolerat ca întreprinderea asta să fie efectiv furată. Adică acționarii sunt cei pe care ați văzut pe plăcinta aceea mai devreme. Dar eu am să traduc pe scurt adică ce a spus domnul Parlikov, ca să fie clar pentru toată lumea. Dacă ANRE-ul a decis să aloce, spunem, 3 miliarde de lei la Moldova Gaz, din care, nu știu, 2 miliarde jumate se plece la achitarea gazului, 500 de milioane pentru salarii, întreținere, reparații. Și admitem că Moldova Gaz n-a plătit 2 miliarde jumate la Gazprom, dar, nu știu, un miliard l-a scos, a cumpărat conducte la 5 prețuri sau și-a construit un oficiu care nu-i prevăzut de tarif. Înseamnă că i-a rămas datoare și a cheltuit banii contrar destinației. Iată, asta s-a întâmplat ani la rând și o parte din datorie anume cauza unui management nesatisfăcător care a avut loc la Moldova Gaz anterior și care a fost tolerat și de Gazprom și de guvern. Cu alte cuvinte, de acest lucru trebuie să se ocupe procuratura, înțeleg? Absolut. Procuratura, din câte înțeleg eu, cel puțin pe episoadele care noi am sesizat atunci când am făcut controlele din partea ANRE, chiar a deschis și dosare. Numai că până la urmă, cum le-au deschis, așa și le-au închis. Da. Și eu atunci am inventat sintagma că procuratura legea nu interzice, dar procuratura chiar recomandă. Așa. Domnule Ceban, cum comentați ceea ce s-a spus aici?
Asta nu ține de dumnealui, asta e managementul anterior, nu cred că... Managementul anterior, dar dumneavoastră ca reprezentant al statului în această companie... Deci, haideți să eu încep foarte... Ce ține de nemijlocit diferența culturii? Deci, noi când am prezentat la ANRE partea de deveri financiare, când în 2020 am discutat, a fost solicitarea noastră mult mai mare. Deci a fost solicitarea, în primul rând, cu foarte multe deveri, a fost de la cursul valutar, deveri de la pierderi de gaz în sistemul de distribuție. Deci sunt foarte multe elemente tarifare care nu au fost acceptate de către ANRE. Asta este tot o diferență care nu s-a acceptat ca formă sau factorul de achitare a datoriei. Ce ține de nemijlocit, de cheltuieli nejustificate, aici voi fi foarte deschis și nu ascund nimic. Noi singur am adresat către organele referitor la unele lucruri care s-au întâmplat aici până la venirea echipei noastre la conducerea Moldova Gaz și respectiv aceste dosari sunt la examinare la procuratură, inclusiv cu sediu și așa mai departe. De aceea vă spun un lucru care ca totalizare, o concluzie pentru datorii. Deci este o sumă care nu este acoperită. Deci avem sursa, de exemplu, ceturi și avem sursa care nu deverile și avem o sursă neacoperită. Iată, acolo trebuie să ne gândim ce se poate acoperi, ce nu putem. Și respect... Am înțeles. Așa. Doar un lucru vreau să mai spun aici, la capitolul datorii și mergem mai departe. În februarie, Gazprom s-a adresat în Curtea Internațională de Arbitraj pentru a recupera de la Moldova Gaz o datorie de 370,5 milioane de dolari pentru gazul consumat în 2018 în Transnistria. Vă răspund eu pe scurt. Da, vă rog. Contractul semnat din 2006 prevede că Gazprom poate să adreseze în arbitrajul de la Moscova pentru recuperarea sau confirmarea datoriei. Deci se primește așa, Gazprom livrează gaz. Iată, în 2006 a livrat gaz. El are de închis repatrierea. Ce înseamnă? Când tu ai livrat peste hotare marfă, trebuie ori să o restitui înapoi, ori să aduci banii. Și atunci vin organele fiscale și te întreabă, dar unde-s banii, unde-i marfă? Intenționat această clauză a fost prevăzută în contract că se adresează Gazprom la Moscova în arbitraj ca să-și poată închide repatrierea și să argumenteze că, iată, am livrat, dar Transnistria nu s-a achitat. Am înțeles. Deci în cazul Transnistriei se poate, pentru așa? Că vă spun în comparație, pentru că în contractul Naftogaz cu Gazprom, arbitrajul este la Stockholm. Și eu vreau să văd cum Gazprom, începând cu 2008 și până în prezent, în fiecare an merge la arbitraj și spune că, iată, nu s-au achitat și confirmați-mi datoria. Asta apare întrebarea, dar cum tu livrezi gaz 15 ani la rând și nu primești nimic? Da, nu primești. Domnule Ceban, mai am o întrebare la dumneavoastră și gata. Poate un comentariu. Vă rog. Credeți că diferența prea mare între arbitraj, dumneavoastră credeți că arbitraj la Stockholm nu va recunoaște această datorie? Nu cred că ei vor accepta așa ceva. Ei vor spune, nu ai primit... Arbitrajul este... Un an, da, poate doi, dar nu 15 ani. Cu siguranță nu. Eu cred că aici nu e, zicem, element de discuție unde este arbitrajul. Deci arbitrajul activează conform regulilor internaționale. Deci nu văd absolut nicio problemă. Dar vom ține cont pentru contract pe termen lung, sigur. O întrebare simplă, domn Ceban. Datoria e 8 miliarde de dolari. Da. Activele Moldova Gaz, 770 de milioane. 0,9, adică undeva 9% din datorie. Orice arbitraj sănătos la cap își pune întrebarea, cum tu continui să livrezi marfă știind absolut sigur că niciodată nu o să se recuperezi datoria. Asta e logica, e simplă ca... Arbitraj, asta nu e întrebarea, nu se dă. Acolo se dă prin concrete documente. Asta deja e întrebarea de, zicem, gestionarea afacerilor. Nu e vorba de arbitraj. În general, domnule Ceban, și nu numai, în general am două precizări, vreau să vă rog să faceți. Cum a ajuns Tiraspolul să dețină acțiuni la Moldova Gaz? Și cum au ajuns toate rețelele de gaz de pe teritoriul Republicii Moldova în proprietatea Gazpromului? Noi n-o să ajungem să discutăm. Asta foarte scurt, pentru că sunt întrebări pe care le-au adresat cei de acasă și este firesc ca să știm și noi cum e posibil ca o entitate... Spate eu răspund. Vă rog. Da, deci Gazpromul nu are în proprietate rețele. Așa? Gazprom are în proprietate acțiuni. Da. Deci, acțiuni, da, corect.
Deci asta prima. A doua, rețelele în gestionare sau, zicem, în proprietate la balanța Moldova Gas și întreprinderilor distribuției constituie undeva 35% din toate rețelele. Restul sunt proprietate publică sau privată. Cum a ajuns Tiraspol acționar? Așa a fost creat Moldova Gas. A fost un concert. A fost un concert Moldova Gas care acoperea activele patrimoniu atât pe Malul Drept cât și Malul Stâng și datoriile care au fost formate atât pe Malul Stâng cât pe Malul Drept și respectiv au fost convertite în aceste acțiuni, respectiv Gazprom a obținut o parte în acțiuni, restul, partea dreaptă și Malul Drept și Malul Stâng a dat patrimoniu contra datorilor. Și s-a creat Moldova Gaz, care acum este o umbrelă, o companie unică care acoperă furnizarea gazelor naturale către Malul Drept și Malul Stâng. Așa a fost s-a atunci. Creat posibilitatea de a șantaja Republica Moldova ori de câte ori se poate. Eu cred că s-au pus acolo niște bombe care... Haideți să fim obiectivi și da, totuși suntem. Cetățenii noștri, nu, dumneavoastră speculație, cred că întrebarea aceasta este unica întreprindere, încă o dată vă spun și cu toate fermitate și trebuie de continuat așa. Noi considerăm că se poate continua și până la, când ajungem la reorganizare, cel puțin. Dar astăzi, Moldova Gaz, inclusiv Moldova Gaz, acoperă foarte multe întrebări, inclusiv ale guvernului, ce țin de gestionarea anumitor lucruri din Transnistria, inclusiv furnizarea gazelor, asigurarea cu securitatea energetică și așa mai departe. Da, doar banii nu noi putem lua, dar în rest totul este corect. Nu, cine, Lorena, cine? Dumneavoastră sau Moldova Gaz? Moldova noi, Gaz, cine? Păi dar nu Moldova cine? Gaz trebuie să... Cine noi? Vă rog frumos, spuneți, cine noi? Domnule Ceban, Moldova Gaz livrează gazul, deci Moldova Gaz trebuie să-și încaseze banii. Noi cine? Moldova Gaz sau dumneavoastră? Eu vorbesc... Moldova acum, Gaz. Moldova Gaz, dar nu-i dumneavoastră, nu-i cetățeanul, nu-i consumator de pe Malul Drept. Sunt două lucruri absolut diferite. Dumneavoastră, Moldova Gaz, reprezentați interesele inclusiv ale cetățenilor, pentru că aveți acțiunile... Republicii Moldova, ale agenției proprietății publice, pe care le reprezentați acolo, dumneavoastră nu reprezentați interesele cetățenilor Republicii Moldova, al consumatorilor acolo? Consumatorilor pentru întreaga țară, așa se primește. Corect. Întreaga țară, Moldova Gaz. Republica este? Moldova asta și este. Consept și o companie care avem fică, o companie fică, nu una, încă mai avem vreo 6 companii acolo. Companiile care filialele la Râmnița, la Grigoriopol, la Tiraspol, la Binder, sunt companiile noastre, fiice. Da, eu zic să mergem mai departe pentru că am rămas prea mult în acest și oricum vorba dumneavoastră nu ne ajunge timp nici până primăvară ca să discutăm despre datorii, rețele și așa mai departe. Domnule Ceban, vom avea sau nu gaz în această iarnă? Pe dumneavoastră vă întreb și toate privirile sunt îndreptate către dumneavoastră. Încă o dată vom avea, dacă, în primul rând, haideți să gestionăm această criză toți în comun. Și trebuie să fie, în primul rând, vreau să liniștesc consumatorii. Noi trebuie să, acum avem o criză care trebuie să o gestionăm. Suntem unde suntem și împreună cu guvernul, cu ministerul, noi gestionăm această criză. Moldova Transgaz, care este operator de sistem, Moldova Gaz, care este furnizor. Deci, evident că noi facem tot posibilul ca să fie gaz nu doar pentru luna noiembrie-decembrie, să fie gaz pe termen lung. Dar este un element, încă o dată vreau să menționez, nu depinde doar de Moldova Gaz. Sunt elemente care ne depășesc, inclusiv în soluționarea problemelor care au fost create de-a lungul anilor. Avem o strategie energetică din 2013 aprobată. Din 2013 până încoace au fost foarte multe acțiuni care va urma a fi întreprinse de către toți implicați, inclusiv Moldova Gaz și așa mai departe. Întrebarea concretă a dumneavoastră, dacă acum acționăm și gestionăm situația în octombrie, asta în primul rând, și continuăm negocierile cu Gazprom pentru importanța, avem gaz natural de la cel care deține această sursă, care deține această sursă. La moment este unicul care deține, este Gazprom, de la care putem lua surse, anume resursa pe gaz.
Noi asta mă întrebați acum unii lucruri care deja trebuie să fie discutate nu doar la nivel de Moldova Gaz, dar inclusiv la nivel de guvernamental. Deci pentru că avem situație excepțională, regim de alertă care trebuie să gestionăm împreună cu guvernul. Așa. Domnul Parlikov nu este de acord cu dumneavoastră că putem lua gaz doar de la Gazprom. Poftim? Domnul Parlikov, aici în studio, nu este de acord cu dumneavoastră că putem lua gaz de la Gazprom doar. Nu, eu pur și simplu vreau... Haideți să vedem ce spune dumnealui, vă rog. Eu am, știți cum, câteva nu știu, concluzii care aș vrea să le fac, care ar trebui să bată la ochi, adică să dea semnale de alarmă. Vă rog. Pe de o parte, să, iarăși, eu încerc să scot în vedere niște contradicții. Mm. Pe de o parte, nouă ne spune că Federația Rusă și Putin declară că Federația Rusă va livra gaz cât este necesar și niciun fel de probleme cu alimentarea cu gaz al întregii Europei nu vor fi, pentru că Rusia are capacitate să asigure volumele necesare de gaze. Toată problema e Nord Stream 2. Iată cum se rezolvă cu Nord Stream 2, cum deodată să fie gaz. De altă parte, o micuță de Moldova, cu niște prăpădite 350 de milioane de metri cubi pe an, adică bun, pe luna asta în general e vorba de vreo 30 de milioane de metri cubi de gaz, Gazpromul nu poate să le găsească. Capacitățile se rezervează în 10 minute. Dar în 20 zile nu reușit să se rezerveze. Dar gaz este pentru Europa, dar pentru Moldova nu. Adică, după mine, e absolut evident că chestiile astea, spunem așa, nu țin. Deci asta sunt niște chestii tehnice, chichițe tehnice invocate, care să, într-un fel, mușamalizeze niște motive și niște demersuri care stau reală în spate, care au natură politică. Evident că domnul Ceban nu poate să comenteze natura politică a evenimentelor, că el nu stă la Moldova Gaz, președinte Consiliului de Administrație, ca să facă politică acolo. Deci, dar ceea ce trebuie să înțeleagă consumatorii din Republica Moldova este o încercare de șantaj din partea Gazpromului, cel puțin în opinia mea. Este o încercare de șantaj din partea Gazpromului. Eu cred că Moldova Gaz trebuie să iasă, pentru că nu-i vorba de a acoperi doar consumul pentru consumatorii protejați de lege, dumnealor trebuie să acoperi consumul pentru toți cu cei cu care au contract și faptul că astăzi guvernul a găsit o soluție, spunem așa, intermediară, ca pe timp de criză să treacă termoelectrica pe păcură, termoelectrica care face parte exact din zona aceea de consumatori care trebuie obligatoriu asigurați de către Moldova Gaz. Acum guvernul rezolvă în locul Moldova Gaz parțial problema pentru că scoate presiunea de gaz de pe termoelectrică trecând-o pe păcură și permite asigurarea celorlalți consumatori cu gaz fără a fi, spunem așa, întrerupt livrarea. Și face acest lucru conform legii. Eu sunt de acord că face conform legii. Da, absolut. Încă ar trebui să facă un contrast. Dacă, de exemplu, serviciul public nu e asigurat în cazul acesta, cine e responsabil de mai departe? De securitatea energetică? Știi foarte bine. Da. Nu, asta e fără doar și poate. Nu, eu doar să menționez că... Deci asta e, bun, eu, Vadim, eu sunt de acord și eu înțeleg limitele în care ești tu pus atunci când dai niște răspunsuri și comentezi. Eu îmi permit să te rog să dau comentarii că nu sunt în poziția în care ești tu și n-am aceleași limite. Bine, până la urmă pe noi ce ne interesează este să înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă asta. Și dacă suntem noi vinovați și responsabili de situația în care ne aflăm sau dacă pur și simplu frate, este vorba despre ceea ce spunea domnul Parlikov, șantaj din partea Federației Ruse și în acest caz să vedem care sunt alternativele pentru Republica exact. Moldova. Haideți să vedem. Domnul Ceban spunea mai devreme că singurul care poate livra în acest moment necesarul de gaz este Gazprom și trebuie continuate negocierile cu acest concern. Nu, negocierile trebuie să continui neapărat, doar că nu sunt de acord că este unicul. Spre exemplu, astăzi putem procura gaz din aceeași Ucraina, volumele necesare de gaz acolo există, noi nu suntem, volumele pe care le consumăm noi în Republica Moldova nu sunt atât de critici comparativ cu, spunem așa, capacitățile de stocare. Am avea nevoie de cât? 1, cât miliarde? Pe iarna asta e vorba de vreo... Da. 800 de ceva, da. Sub 900 de milioane. Dar întrebarea e alta. Da. Deci gaz există, problema e prețul.
Și aici noi încă n-am discutat problema formulii care s-a schimbat, dar asta de fapt a fost lovitura, una din loviturile mari. Eu înțeleg că acum discuția foarte mult s-a plasat pe zona volumelor, dar este o problemă care ține de preț. Și acolo sunt iarăși câteva scenarii de preț. Dacă cumpărăm azi, oriunde am cumpărat gaz, inclusiv din Ucraina, el ar fi gaz scump. Și aici, la fel, asta este unul din motive în care trebuie să continui dialogul cu Gazprom. Pe de altă parte, tot există noutatea bună că există niște limite și la prețul ăsta înalt. Deci nu poate să fie 2000 de euro, nu poate să fie 1500. Deci spotul e spot. Bun, e acum în jur de 1000, e foarte mult, dar nu e infinit. Deci problema asta are o... Și nu o să fie veșnic. Da, are o, poate fi cuantificată, poate fi măsurată în bani. Și cu cât ar crește... O secundă. Al doilea moment, ceea ce trebuie să înțelegem foarte clar. La momentul de față, orice preț la gaze de peste 550 aproximativ dolari pe 1000 de metri cub, ar însemna că pentru, din punct de vedere a costurilor, pentru termoelectrica și pentru menținerea, spunem, prețurilor relativ joase la energie, bun, relativ, este mai convenabil să treacă definitiv pe păcură. Deci, dacă prețurile la gaze vor fi semnificativ peste 500, nu este exclus ca să treacă termoelectrica în bun, dacă nu definitiv, acolo un pic se utilizează gazul pentru a crește calitatea, da. Și ar fi mai convenabil să utilizeze păcură. Pentru că asta, prețul păcurii la ziua de astăzi reprezintă circa în echivalent preț pe gaze, reprezintă echivalentul a circa 500-520 de dolari pe 1000 de metri cubi. În putere calorică echivalent. Da, desigur că nu e atât de comod de lucrat cu păcura. Da, desigur că este o presiune pe mediu mult mai mare, este din punct de vedere ecologic nu e atât de, spunem, frumos. Da. Dar pentru a traversa o perioadă de criză și pentru a amortiza acest șoc financiar care în perioada de iarnă poate veni, noi putem să reducem cu circa 40% consumul de gaze în Republica Moldova, trecând termoelectrica pe păcură. Iarăși, nimeni nu vrea, nu consider că asta e cea mai bună soluție, dar într-o situație de criză, asta ar fi putut fi ca o alternativă. Deci, gaz este, gazul poate fi scump, gazul poate fi substituit parțial cu păcură și alte combustibili, da. Bun, pentru ceea ce spunea și domnul Ceban, unele întreprinderi mai au și alte combustibili de rezervă. Important este ca noi să trecem de această iarnă, pentru că prețurile, inclusiv prognozele de prețuri, inclusiv prețurile spot pentru sezonul următor, pentru vara următoare, pentru toamna următoare, sunt deja în scădere, sunt mult mai joasă decât ceea ce avem astăzi. Adică piața așteaptă o scădere a prețurilor. Soluții de ieșire din această criză sunt? Exact, soluții sunt, gaz este și asta vreau să înțeleg. Eu înțeleg că domnul Ceban încearcă să evite acest narativ, însă personal consider că problema volumelor este o problemă pur politic pusă de Gazprom. Eu nu îmi imaginez și întrebați oricine, cine cunoaște situația de la Gazprom, că Gazpromul nu are 350 de milioane de metri cubi pentru Republica Moldova. Întrebați pe oricine care cunoaște situația cu gazoductul de transport din Ucraina și întrebați-i, există posibilitate tehnică de a traversa, de a tranzita acest gaz înspre Republica Moldova? Da, cu certitudine există. Toate volumele nu este nicio problemă. Da. Deci singura problemă care există la moment, faptul că ceea ce spune domnul Ceban că se negociază, este de fapt o încercare de a spune diplomatic că Gazpromul nu vrea. Ia că ce înseamnă? Că ce înseamnă negociază? Adică noi spunem că noi nu vrem? Sigur că noi ne ducem acolo și spunem că vrem. Amușinii spune că nu dă. Totuși revenim la Gazprom. Iată, Victor, ca concluzie, revenim la Gazprom. Pentru că în cazul acesta, dacă ieșim pe piață, noi trebuie să înțelegem foarte bine ce înseamnă acest lucru. Fie Moldova Gaz, fie Energocom, dacă ieșim pe trade, la trader internaționali, asta e soluția, este. Asta e soluția mai puțin dorită, dar... Noi suntem de părere, trebuie să avem contract direct, cel care deține resursa. Traderi internaționali... Cu ce preț? Da, domnule Ceban, de acord. Cu ce preț? Ce trebuie să facem, să facă Republica Moldova pentru a avea gaz de la Gazprom? Asta ne puteți spune?
Cu ce preț? Tema pe acasă. Ce preț? Care preț de piață? Nu mă refer la preț la dolari, cât costă. Da, ce oferă? Deci la anumite lucruri, eu nu știu cum să vă răspund. Trebuie de venit cu oferta de preț care ne convine. Asta și păi dar ați făcut asta, nu? În contractul care este pe masa domnului Miller. Da, înseamnă că trebuie să mai negociem, trebuie să vedem. Eu cred că vom ajunge la un anumit oricum. Dar acum negociați... Spuneți despre lucruri care, înțelegeți, așa condiții niciodată nimeni n-a pus. Spuneți despre anumite condiții care nici nu au fost puse în discuție. Domnule Ceban, vreau să vă mai întreb încă un lucru. Faptul că acum există alternative, uitați-vă, vorbea domnul Parlikov despre posibilitatea de a lua din Ucraina gaz. Faptul că există și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, da? Pune Moldova într-o altă situația acum în negocierile cu Gazpromul sau nu? Nu schimbă cu nimic situația. Ce ne puteți spune? În 2019, când am avut problema cu rute, când gazoductul Ungheni-Chișinău nu a fost încă dat în funcțiune, nu era operațional, inclusiv partea română, noi am ciocnut cu problemă mult mai rea. Uh-huh. Gaz am avut. Da, gaz am avut foarte mult, resurs am avut foarte mult, nu a fost deficit, a fost foarte mult gaz, inclusiv în Ucraina, a fost în România, a fost în regiuni. Am făcut reversul, am pregătit ruta. Astăzi suntem 4 puncte de interconectare, 4 puncte de intrare în țară a volumilor destule, însă sursa este limitată. Iată este la moment. În Ucraina... Poftim, este și în România, nu știu dacă sunt volume, eu n-am analizat ce se întâmplă în România, dar volume sunt, evident. Dar sunt la așa costuri cum foarte scump, nu putem suporta. Credeți că de ce pe o lună am prelungit? Pentru că inclusiv n-am vrut să, cu așa preț, noi trebuie să negociem mai departe. De aceea și-am luat o pauză ca să mai continuăm negocierile, inclusiv referitor la formula de preț. Înțelegeți că astăzi prețuri sunt 1.000-1.200 dolari. 1000 de metri cub astăzi în Ucraina. Asta trebuie tot să înțeleagă. Gaz este, dar este foarte scump. Da, am înțeles. Deci putem să dormim liniștiți că vom avea gaz sau nu? Pun altfel întrebarea, că ea nu știu câta oară. Dormiți liniștiți, dar nu știu. Înțelegeți că gaz există, volume de acoperire pentru necesitățile consum din Republica Moldova, pentru toți consumatori, există. Și aici atunci... Care o fi problema de nu avem acest contract? Dar n-ar ridica asta cu politica. Asta nu ține de... Haideți să luăm așa. Noi, nu, ca suntem... Domnul Acas nu poate să iasă la așa, pentru că noi trebuie să mergem la Andrei, solicităm majorare de tarif. Vă închipuiți. Noi trebuie, fără guvern, fără suportul guvernului, nu putem acoperi această diferență. Problema asta depășește limitele Moldova Gaz. Cu mult. Da. Haideți să facem în felul următor. Deci noi... Clar, depindem de acest concern rus, de Gazprom. Ca noi, și, practic, suntem în situația, știți, când în 2 luni de zile nou guvern nu avea nici cum, nici fizic, nici sub nicio formă, să creeze suficiente pârghii de negociere cu Gazpromul. Da, asta fix așa, nu știu cum, te-ai dus la lecții, fără tema pe acasă făcută. Te-ai dus la examen, nu că la lecții. La examen. Da. Și te ridic de scoală profesorul și hai povestește. Păi stai un pic, eu numai ce am venit. E fix așa. Atunci apare întrebarea de ce nu a fost cooptată fosta putere în a rezolva problema să dăm până la plecarea... Sergiu, a fost lecția în 2005, a fost lecția în 2005, 2006, 2009, 2019. 2019 a fost ultima lecție. Deci, acum suntem la lecție. Noi suntem la examen deja pe parcurs, începând în 2005. Stați. Noi acum trebuie să dăm întrebări fostilor guvernări de ce ne-au adus în situația asta. Pentru că noi acum suntem în situația când culegem roadele inacțiunii sau acțiunilor intenționat în defavoarea Republicii Moldova și suntem acum puși într-o situație foarte dificilă cu Gazpromul. De atâta, ca să depășim situația asta foarte scurt, identificăm soluții alternative, chiar și mai scumpe, unde este posibil, trecem la combustibili alternativi care sunt mai ieftini și să le demonstrăm Gazpromului că, băieți, noi fără voi ne descurcăm, nu înghețăm, e așa, mai scump. Da, același dar lucru înțeleg că trebuie să-l facem și în raport cu energia electrică, pentru că deocamdată deci, depindem iar de cuciucan. Nu vine gazul, nu se produce curent și trebuie să luăm mai scump din Ucraina, înțeleg? Asta e punctul vulnerabil la Federației Ruse.
Deci, Transnistria. Deci da, ei oricum, ca să dea gaz în Transnistria, au nevoie de contract cu Moldova Gaz. Și aici este instrumentul nostru de negociere. Da. Chiar și mai e scump, nu putem importa acum, înțeleg, energie electrică din România, pentru că România a trecut deja la sistemul energetic european. Era nevoie de acel, de acea stație back-to-back despre care se vorbește de atâta timp. Domnule Ceban, vreau să vă întreb. Atunci când erați șef de departament la Ministerul Economiei și mi-am notat și anii 2005, 2009, 2010, 2013, v-ați opus construirii cumva a gazoductului Iași-Ungheni? Nu, nu, nu. Și acestei stații de... Nu. La Vulcănești? Deci, am auzit eu speculații de acest gen, dar la mine e deja viu. În 2010 am început construcția conductei și astăzi suntem că prelevăm deja volume din acest gazoduct. De aceea, nu știu, vedeți cum m-am opus la construcția când astăzi noi prelevăm gazele deja din sistemul românesc de gaz. Deci absolut este incorrect, este o aberație totală. Uh-huh. Deci în 2013, eu am plecat de la Minister 2013 și gazduc deja era un Ungheniaș construit și respectiv cu grantul Uniunii Europene. Era problema cu, pe partea română să majoreze capacitatea, compresoarele, ca să construim mai departe, să majorăm capacitatea care este la moment. Da. Deci este o aberație totală și ce ține de back-to-back, din 2011, în 2011, 10 ani în urmă, am scris împreună cu, atunci era domnul Iulian Groza, viceministru afacerilor externe, împreună am lucrat la diferite proiecte și am introdus în strategia energetică din 2013, back-to-back. Da. Deci eu cred că documentele spun de la sine. Am opus sau o ultimă întrebare și tot una, nu mi-ați spus dacă vom avea sau nu gaz în această iarnă și nu mă duc liniștită la culcare, dar bănuiesc că nu o să ne lăsați. Sigur că noi facem tot posibil. Să murim de frig. Deci, haideți așa, că eu vreau să liniștesc consumatorii. În primul rând, noi facem tot posibil ca să ținem sistemul așa cum să fie funcțional. Asta una la mână. Împreună cu guvernul facem aceste măsuri de gestionare sau gestionăm consumul în așa mod ca să ajungă gaz în limitele care le avem, să ajungă gaz pentru toți consumatorii. Pentru că avem probleme atât în Transnistria, cât și în partea dreaptă. Deci limitările nu sunt doar pentru partea dreaptă, este și inclusiv partea stângă a Nistrului. Și profesioniștii de la Moldova Transgaz, de la Moldova Gaz, gestionează această criză în comun cu guvern. Și în scurt timp vom avea volume suplimentare pentru a menține presiunea și respectiv acoperi această discrepanță de volume. Fie prin Energocom, fie prin intrarea piață direct sau majorarea volumelor de la Gazprom. Asta lucruri care o facem. De aceea vreau să liniștesc consumatorii că facem tot posibilul ca să avem gaz la iarnă. Da, vă rog, domnule Tofilat. Doamna Bogza, Moldova Gaz nu vă poate răspunde la întrebarea asta pentru că tema pe acasă, contractarea altor volume, trecerea la păcură, asta ține de responsabilitatea guvernului și domnul Ceban nu poate să-și asume așa atribuții. Și dacă guvernul își face tema pe acasă, găsește alte volume, atunci Moldova Gaz poate continua negocierile cu Gazprom. Pentru că Moldova Gaz e supraîndatorată și nimeni nu o să-i ofere bani că ei se poată contracta volume. Asta o face acum Energocom, care este trader de stat, da, licențiat. Domnule, și de asta nu o poate garanta nimic, pentru că nu depinde de dumneavoastră. Dar în acest moment, cine negociază cu Gazpromul? La nivel de domnul Spânu. Vorbesc despre la nivel de guvern. Noi suntem în conlucrare permanent cu dumnealui și la nivelul nostru am vedere că este direcția Livrări Gaze și ne mijlocit eu personal. Pentru că Maia Sandu aici în studio, președintele Maia Sandu, spunea în 2 septembrie, dacă mi-amintesc eu bine, că asta este problema Moldova Gazului cu Gazpromul să negocieze și așa mai departe. De ce la un moment dat a trebuit să intervină guvernul și toată... Pentru că avem probleme complexe, nu doar de contract de furnizare.
mai avem probleme complexe despre care am vorbit, inclusiv datoria comercială, vorbim de pachetul 3 și așa mai departe. Am înțeles. Despre pachetul 3 energetic, apropo, nu am reușit să vorbim astăzi. Domnule Ceban, noi vă așteptăm încă la o emisiune, pentru că am foarte multe întrebări și n-aș vrea să nu le adresez. Vă mulțumim din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră. Nu știu ce au înțeles cei de acasă, dar sper că măcar un pic din ce am vrut să comunicăm ne-am putut face înțeleși. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Mulțumesc mult. O seară liniștită vă doresc. Pentru concluzie aș fi vrut ca să ne luăm încă două minute. Noi am depășit mult timpul emisiunii. Înțeleg că soluții de alternativă sunt. Sunt mai scumpe, dar există. Da? Da. Deci este o problemă, în primul rând, economică. Din punct de vedere tehnic, așa cum am spus, nu există niciun temei și niciun spunem, motiv de ce noi am putea să nu avem gaz. Este o problemă de preț. Se va face, se vor cântări, spunem, opțiunile. Să merită să procurăm mai mult gaz, dar la preț scump, sau o parte din gaz să-l substituim cu păcură. Dar restul să-l luăm de la Gazprom și iarăși la ce preț. Uh-huh. Că dacă se va insista pe legătura la prețurile spot și ăla să fie cu $1,000. Dar este o perioadă relativ, eu cred că scurtă. Eu aș vrea doar să notez două chestii. Pentru consumatori și rolul guvernului la momentul de față este să identifice o soluție pentru iarna asta de compensații la consumatorii vulnerabili. Da, ei spun că fac asta. Asta este principalul moment, pentru că deja este clar că vom avea... Și aici mai probabil ar putea să intervină și Uniunea Europeană. Exact. Deci, și din câte înțeleg eu, domnul Popescu, când am mers în Bruxelles, a ridicat subiectul ăsta, a abordat subiectul ăsta respectiv. Din câte înțeleg eu, la moment, toată lumea e pusă pe lucru să caută soluții alternative, chiar dacă nu vor fi găsite soluții pe volumele necesare de gaze, se va rezolva problema la nivel de substituirea unei părți de volume. Cu adevărat este problema prețului și pentru asta se vor identifica resurse pentru compensații. Și cel mai important este noi acum să ne focusăm pe, spunem așa, rezolvarea problemei de securității energiei electrice, ca noi să nu fim dependenți de șantajul din stânga Nistrului. Adică care despre acea stație back-to-back posibil să nu fie nevoie de back-to-back, posibil să fie noi stați-o leac pe la stație back-to-back, noi o linie prăpădită de 200 de kilometri de la Vulcănești la Chișinău, de-am de nu știu câți 6 ani de zile nu putem să o începem, nu să o construim. Da. Deci, noi avem nevoie de linie Vulcănești-Chișinău. Deci noi avem nevoie, în primul rând, de voință politică. Exact. Și dacă noi o să avem, din punct de vedere a securității alimentării Republicii Moldova cu energie electrică, să nu fim dependenți de nodul de transport, pentru că acolo nu e atâta generarea cât contează, cât nodul de transport. Dacă se deconectează liniile, atunci noi nu putem lua nici din Ucraina. Uh-huh. 4 deci, din 5. Dacă noi rezolvăm la nivel de linii, de interconexiuni și putem asigura Republica Moldova cu energie electrică fără a depinde de nodul din regiunea transnistreană, atunci toată puterea de negocieri a regiunii transnistriene, a Gazpromului, a Federației Ruse pe problema transnistreană, 90% pur și simplu dispare. Acum, Polonia ne poate ajuta? Haideți repede să vedem ce face ministrul Spânu acolo. Vii pregătit la examen și după aia negociezi. Asta e ideea principală. Domnul Spânu, bun, presupunem că este vorba de, bun, asta e cum intrăm în zona speculațiilor, de un revers virtual, pentru că fizic nu ai cum să transporți astăzi gaze din Polonia. Ei au un terminal de gaz natural lichefiat, dar în principiu poate fi vorba de substituirea volumelor. Adică, luăm un exemplu. Polonia tranzitează prin Ucraina, să spunem, 3 miliarde de metri cubi. Noi vrem să luăm 1 miliard de metri cubi de la polonezi. Ei ne spun, uite, noi aducem vasul, corabia cu gaz la terminalul nostru, luăm 1 miliard de metri cubi de aici, încă 2 de la Ucraina și cel miliard care rămâne în Ucraina îl direcționăm la voi. Asta se numește revers virtual. Deci contabil pe hârtie substitui volumele. Posibil că este vorba de asta, dar rămâne să vedem. Până la urmă, Polonia nu ia gaz tot de la Gazprom?
Din mai multe surse. Din mai multe surse. Pentru că exista acea clauză că nu se poate revinde gazul care intră de la Gazprom. A fost anulată, da. A fost anulată. Că exact. Asta, da. Ok, încă o întrebare. Maia Sandu l-a invitat pe Cozac la Chișinău. Răspunsul lui a fost că nu poate veni în această săptămână. Ce noi trebuie să facem tema pe acasă. Atâta timp cât nu avem contractate alte surse, nu prea avem instrumente de negociere cu Gazprom. Dar ce vreau să menționez încă e important. Situația asta cu prețurile mari la gaz nu va dura mult. Deci deja vedem repercusiuni în... Deci prețurile înalte atrag noi jucători. Statele Unite a declarat că până în 2025 vor să-și dubleze capacitățile, numărul de terminale și capacitățile de export. Qatarul la fel, plus 50%. Egiptul, deci multe alte țări care exportă, va fi mai mult gaz. Da, asta un pic o să dureze. Dar volumii vor fi și prețul oricum se va duce în jos. La fel, multe centrale din Uniunea Europeană au trecut înapoi pe cărbune. Lor le mai convenabil să ardă cărbune, să plătească taxele de emisie CO2 decât să procure gaz la prețurile astea spot. Deci consumul deja se duce în jos. În septembrie a scăzut cu 5%. În octombrie, la începutul lunii, încă cu vreo 12%. Deci în primăvară, vară, deja situația se va echilibra. Pentru noi este important să demonstrăm Federației Rusie că nu cedăm presiunilor, că avem surse alternative, chiar dacă mai scump, pentru că independența valorează cum totuși ceva mai mult. Cum se va răsfrânge decât... asta asupra partidului de guvernământ? În sens că popularității partidului, populația Republicii Moldova înțelege că trebuie să strângă cureaua, că e o criză, că o să plătească mai mult, că... adică... Eu nu pot să judec despre ce o să spună populația. Eu vă spun că din perspectivă de expert. Deci, pașii care îi văd eu și iarăși vom urmări și care vor fi pașii următori. Dar pașii întreprinși între timp, mie mi se par absolut, spunem, logici. În situația, începând cu 30 septembrie, când toată lumea s-a pomenit că e în criză, a spus domnul Ceban că știau ei. Dacă știau, eu nu cred că ajungeau în 30 septembrie cu tema nerezolvată și fără 35% de volume. Eu cred că asta a fost prin surprindere, adică a fost... neașteptat. Da, pe neașteptate. Deci, dar... pașii care au fost întreprinși începând cu 1 octombrie, mie mi se par foarte logici, pentru că de la 1 octombrie, faptul că decizia Comisiei de a institui stare de alertă a fost luată în dată... Ce înseamnă asta, de fapt? Deci, acum vă explic. Da, dar n-avem timp mult. Deci, vă explic două cuvinte. Da. Deci, decizia asta era nevoie de dânsa pentru a permite termoelectric și să arde păcura. Exact, am înțeles. Dar, asta ni s-a spus dar și oficial, păcura, dar voiam dar să știm păcura dacă... s-a început a pregăti de la 1-2 octombrie. Deci ei au început să pregătească păcura și în momentul în care ea era gata pentru a fi ars, au dat hotărârea asta care se dea temei juridic. Deci pașii care au fost întreprinși, mie mi se par logici, vom vedea care vor fi pașii următori, dacă se vor mai identifica și resurse și dacă noi vom putea demonstra societății că șantajul energetic poate fi compensat și noi ne putem păstra independența dacă atragem și niște bani de pe extern și partenerii externi din Occident ne ajută, atunci eu cred că sunt șanse bune să... depășim această situație. Da, și să, ne, să arătăm că noi cu adevărat putem să ne comportăm ca o țară independentă. Și nu mai suntem dependenți de șantajul unui agent economic, fie el da, și Gazprom. Mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet pentru participare. Mai aveam încă un subiect pe care aș vrut să-l vedem, dar nu mai reușim. Acea alocuțiune sau, cum să zic, răspunsul acela la întrebări al domnului vicepremier Spânu în Parlament, când a lăsat să înțeleagă că, de fapt, este vorba despre un șantaj din partea Gazpromului. Am fi vrut să vedem. Asta este târziu. Am depășit. Vă mulțumesc din suflet pentru participare. Mulțumesc și domnului Ceban pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară. Noi ne vedem lunea viitoare. Vă doresc o săptămână liniștită.